pune mai și mult, da? Erau pe zonă. Familiile între daci și romani erau foarte cumplite, fiindcă ambele nații erau războinice și știau să se bată al dracului de bine. Pentru diferite evenimente pe câmpul de luptă, armata romană avea niște formațiuni de luptă. Ați observat mai înainte formațiunile împotriva arcașilor sau testudo folosit în general la asediul fortificațiilor. Pentru a sparge formațiunile inamice în câmp deschis, romanii aveau o formațiune de luptă numită Cuneus, IC, limba română, o formațiune formă literei V. Probabil și daci aveau o astfel de formațiune în forma literei V, probabil de la piezure. Odată spartă linia dacică. Linia romană putea să se disperseze, astfel încât soldații romani nu mai puteau să păstreze linia și dădeau de un mare ghinion acela să lupte în mod individual fiecare legionar foarte greu înarmat contra dacilor, care erau mult mai ușor.